Numărul mare de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 ar putea determina autoritățile să revină la vechile restricții. Premierul Ionchicu spune că trendul ascendent al îmbolnăvirilor din ultima perioadă ar fi cauzat de irresponsabilitatea oamenilor care nu respectă regulile impuse de specialiști. Situația pandemică din țara noastră a fost dezbătută la ședința comună a șefului executivului, președintelui Parlamentului și șefului statului. S-a luat decizia de a permite instituțiilor din educație preșcolare și de învățământ mediu să înceapă, să reia procesul educațional din 1 septembrie la decizia fondatorilor, adică autorităților publice locale, dacă respectă instrucțiunile care și elaborate. Sperăm că în această perioadă vor fi pregătite aceste instituții pentru a primi copiii cu maximă atenție și respectarea acestor reguli. Se vor redeschide doar acele instituții care vor reuși să se pregătească. Deci noi am remis acele instrucțiuni încă la mijlocul lunii iulie. Ieri încă o dată, deci săptămâna trecută încă o dată le-am prezentat, le-am actualizat. În toată această perioadă, lună jumate, s-a muncit. Noi sperăm că multe instituții vor fi gata. Totodată admitem că nu toate vor fi gata și nu toate vor obține permisiune de a se redeschide. De asemenea, din 1 septembrie intră în vigoare modificările legate de regimul de autoizolare pentru cetățenii noștri care revin de peste hotare. Vor fi unele țări în care se va permite, zicem, eliminarea acestei autoizolări care vin din zonele verzi. Ministerul Sănătății va publica lista acestor țări săptămâna aceasta și respectiv va fi actualizată odată în săptămână. Săptămâna trecută în Republica Moldova au fost înregistrate cele mai multe cazuri de COVID-19 de la începutul pandemiei. Țara s-a plasat pe locul 16 în Europa după numărul de îmbolnăviri. Explicația este nerespectarea quasi totală a regulilor de către toți. Dacă continuăm așa, numărul de cazuri va crește și mai departe, ceea ce ne va impune să venim cu restricții. Premierul Chicu spune că responsabilitatea pentru numărul mare de îmbolnăviri o au cetățenii care nu respectă regulile sanitar-epidemiologice. Nici conducerea de vârf a țării însă nu le oferă oamenilor un exemplu demn de urmat în acest sens. Spre exemplu, duminica trecută, în timpul vizitei la complexul memorial Capul de Pod Șerpeni, președintele Igor Dodon a fost surprins fără mască. Șeful statului s-a fotografiat cu veterani și copii, nerespectând distanța fizică recomandată de specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății.